Inspectorii de muncă hunedoreni au desfășurat acțiuni de verificare a respectării prevederilor legale cu privire la condițiile de funcționare și procedura de înregistrare a persoanelor juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României ca agenți de plasare a forței de muncă în străinătate. În județ sunt 3 agenții de muncă temporară cu un număr total de 61 de contracte. Agenții de plasare a forței de muncă în străinătate din județul Hunedoara au fost verificați de către inspectorii de muncă. Aceștia au verificat respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă de către agenții de muncă temporare și de către utilizatorii salariaților temporari. La nivelul ITM Hunedoara sunt înregistrați 3 agenții de muncă temporară cu un număr total de 61 de contracte ai celor 12 utilizatori ai salariaților temporari, toate fiind executate în străinătate. Pe raza județului Hunedoara sunt înregistrați 3 agenți de muncă temporară cu un număr total de 61 de contracte. În cadrul controlelor efectuate s-au dispus atât măsuri privind respectarea legii numărul 156/2000 privind condițiile de bază referitoare la durata timpului de lucru, munca suplimentară, repausul zilnic săptămânal, munca de noapte, concediile și sărbători legale, cât și a legii numărul 53/2000, articolul 112, aliniat 1, privind durata normală a timpului de muncă, legea numărul 53/2003, articolul 137, aliniat 3, privind repausul săptămânal, legea numărul 53/2003, articolul 242, litera J și K, privind completarea regulamentului intern. ITM Hunedoara recomandă cetățenilor care doresc să muncească în afara României să consulte pagina web a instituției www.itmhunedoara.ro pentru a afla mai multe informații utile privind munca în străinătate.